Bună ziua! Eu sunt Alexandru Savencu, bine ați venit la webinarul pentru prezentarea noilor funcționalități de 2019.2. Aș zice să mai așteptăm 2 minute pentru a ne asigura că toată lumea se loghează și începem imediat. Între timp, vă rog să vă conectați la audio pentru a auzi și prezentarea vorbită. Bună ziua! Așteptarea a luat sfârșit. Cum spuneam, astăzi vom vorbi despre noile funcționalități lansate de către Tableau în versiunea 2019.2.
Eu sunt Alexandru Savenco, mi se mai spune Alex 2, și sunt aici secundat de colegul meu Alexandru Stâncescu, care de obicei se merge cu numele de Alex 1, tocmai pentru a ne deosebi mai ușor. Două cuvinte despre noi. Cine suntem noi? Suntem partener autorizat Tableau Software la nivelul partener Silver. Avem mai mult de 5 ani de experiență în proiecte de Tableau. Și am făcut implementări în industrii variate, cum ar fi în telecom, în banking, în Horeca, în gaming, shared services și așa mai departe. Colegii noștri dețin certificări de produs, atât pentru Tableau Desktop și Specialist și Qualified Associate, dar și certificări de Tableau Server Qualified Associate. Un scurt review al familiei de produse Tableau Software. Cel mai popular produs este Tableau Desktop, este componenta cu care se face dezvoltarea dashboard-urilor și a story-urilor. Și ca și licență face parte din licența de Tableau Creator. Tot în licența de Tableau Creator este inclus și produsul Tableau Prep Builder, cu care se automatizează fluxurile de pregătire a datelor și de curățare a acestora înainte să fie încărcate în Tableau. Ambele, cum spuneam, sunt incluse în licența Tableau Creator împreună cu un cont de creator de Tableau Server. Tableau Server este, așa cum îi spune numele, componenta de server a lui Tableau Software și permite publicarea contentului care este creat cu ajutorul Tableau Desktop. Publicarea acestui content către un număr mai mare de user este accesibil de către user prin intermediul browserului web, atât de pe device-uri gen laptop sau desktop, dar și de pe tablete sau de pe device-uri mobile. Are funcții avansate de collaboration între utilizatori în ce privește datele și vizualizările care sunt publicate pe Tableau Server. Tableau Server este produsul principal de server. El este gândit de a fi instalat de către clienți on-premise inclusând și Virtual Private Cloud în, nu știu, Amazon, Microsoft sau Google Cloud. Tableau Server are și varianta Tableau Online, care este practic o versiune de Tableau găzduită de către Tableau în cloudul propriu. Și pe care clienții care din anumite motive nu își implementează propria infrastructură de data center apelează la Tableau Online pentru a-și implementa vizualizările. Un alt flavor al lui Tableau Server este versiunea Tableau Public, așa cum îi spune numele, este o versiune publică a lui Tableau Server. Nu ne place foarte mult pentru că acolo sunt foarte mulți oameni care își pun idei de vizualizare, dar și analize pe care le fac și care, evident, sunt publice. Și la fel, Tableau Public este un exemplu de scalabilitate a lui Tableau Server, deoarece a ajuns și chiar a depășit 8 milioane de utilizatori. Din punct de vedere versiuni, Tableau a făcut un commitment să livreze câte un release major pe quarter și în quarterul trecut au lansat 2019.1. Acum, de curând, au lansat versiunea 2019.2, fiind în quarter 2 și în următoarele perioade ale anului ne vom aștepta la următoarele două versiuni majore. Evident, versiunile majore sunt denumite cu convenția de an și quarter pentru a fi mai ușor de identificat. Și pe lângă acestea, Tableau mai scoate câteva fix patch-uri intermediare, care în principiu rezolvă probleme din release-urile anterioare. De exemplu, în momentul de față, versiunea 2019.1 a ajuns la patch fix 4,
Deci clienții care încă sunt pe 2019.1 pot face upgrade la 2019.1.4 fără a schimba versiunea major. Haideți să vedem ce este în noul release în sfârșit. Pe partea de tablă server, data trecută v-am făcut o introducere în funcționalitățile lui AskData. Acum, în 2019.2, AskData, cum se spune, a suferit niște îmbunătățiri, foarte pozitive, spunem noi. Vom avea o secțiune separată în acest webinar despre AskData. Nu o să intru foarte mult în detalii acum. Pe parte de content browsing, în urma feedback-ului primit de la mai mulți utilizatori, tabloul a schimbat destul de mult modalitatea în care este accesat contentul. O să vedem și despre asta pe un sistem live. De asemenea, la cerințele publicului larg, acum se poate seta un start page la nivel de site și nu cum era înainte, unul generic la nivel de server. Pentru colegii noștri mai tehnici, acum pentru cei care automatizează task-uri de administrare și mentenanță pentru Tableau, în momentul de față se poate accesa acum la un interface al lui Tableau Services Manager fără autentificare suplimentară și se bazează doar pe autentificarea sistemului de operare. Un feature pe care l-am așteptat foarte, foarte cu drag este acest Custom Views for Viewers. Deci până la acest release doar creators și explorers puteau să-și facă custom views, iar acum până, chiar și utilizatorii care au licență de viewer pot să-și facă custom views. O să vă arătăm în sistemul live ce înseamnă acest lucru și ce beneficii aduce. Pentru clienții care nu folosesc Active Directory pentru a autentifica userii de Tableau, acum Tableau a implementat posibilitatea de a configura și politici de complexitatea parolelor pentru autentificarea locală. De asemenea, Tableau are disponibile acum 10 limbi în care poate afișa interfața și meniurile. Deocamdată încă nu avem limba română. Acum, de la 2019.2, este certificat și pe Windows Server 2019. Și de last but not least, după cum știți, AskData se bazează pe un server de Elasticsearch, care este deployat împreună cu Tableau. Iar acum, începând cu acest release, putem deploia aceste noduri de aceste servicii de Elasticsearch pe mai multe noduri dintr-un cluster de Tableau. Din punct de vedere Tableau Desktop, sunt câteva feature-uri, o să le evidențiez întâi și pe urmă o să-l las pe colegul meu să explice mai multe despre feature-urile din Tableau Desktop. Mai exact, Parameter Actions, deci după introducerea anul trecut a feature-ului de Set Actions, care din punctul meu de vedere au schimbat foarte mult modalitatea în care sunt abordate foarte multe use case-uri de implementare de Tableau. Acum acestea sunt completate și cu Parameter Actions. Avem câteva demo-uri live pentru asta. Vector Maps, deci practic Tableau a schimbat furnizorul de hărți, a trecut la Mapbox și vă vom arăta de ce este un update important pentru utilizatorii care folosesc hărți în Tableau. De asemenea, acum putem customiza tooltip-ul de pe un reference line. Putem să ascundem dashboard containers și o să vedeți imediat de ce este important un astfel de feature. Putem ascunde controlele de sortare, de ordonare a datelor. Poate fi util pentru situații în care vrem să păstrăm o anumită ordine anume a unei dimensiuni, fără să ținem cont că într-un context sau altul mărimile măsurilor acestei dimensiuni ar putea fi ordonate altfel.
Și de asemenea, s-a introdus o modalitate extrem de facilă de a face schimb de sheet-uri într-un dashboard. În principiu, acestea mai sunt multe bug fixes, nu o să intru în detalii despre acestea, dar haideți să vorbim un pic despre AskData. AskData vine din misiunea clară și declarată lui Tableau, că Tableau ajută oamenii să-și vadă și să-și înțeleagă datele. Și atunci, acest lucru a devenit ușor, mai ușor cu AskData și mult mai ușor cu AskData din versiunea 2019.2. Ce este AskData? Este un motor de natural language processing în care îmi permite să pun întrebări datelor. Prin asta, noi considerăm că în acest fel datele ajung mai aproape de oameni, da? Pentru că atunci eu pot să dau acces către o funcționalitate ca AskData unor oameni care nu sunt tehnici, care nu sunt, nu au pregătire de Tableau, ci doar își cunosc datele. Și atunci ei pot să aibă o conversație cu datele lor și să-și afle ce numim noi actionable insights din date. Folosind natural language, AskData permite ordonarea datelor, gruparea, filtrarea acestora, dar și agregări limite, cum ar veni, vreau vânzările cu mai mult de 10 comenzi pe săptămână, da? Și la fel funcții de timp, cum ar veni, vreau vânzările din săptămâna trecută. Este foarte important faptul că, așa cum spuneam mai devreme, userii de business au un mod mult mai facil să pună întrebări datelor lor. Este foarte important de menționat că AskData este complet integrat în platforma Tableau. Aceasta înseamnă că la datele din AskData, da, prezentate prin AskData, au acces doar userii autentificați și care, evident, se autentifică cu aceeași metodă de autentificare care este configurată în Tableau, dar la fel și partea de securitate. Odată accesul la data sources, dar și row-level security este de asemenea implementat nativ în AskData. Ce este nou în AskData în 2019.2? Acum putem crea noi calculated fields. Dacă am, de exemplu, vânzarea de la un anumit produs și costul asociat acestuia, atunci eu pot să-i spun la AskData să-mi creeze un nou câmp care să-mi dea profitul brut pe produsul respectiv. Putem să înlocuim, deci dacă în cursul analizei ne dăm seama că dorim să analizăm un alt câmp, în loc de cel pe care tocmai l-am analizat, e foarte ușor să-i spunem lui AskData să înlocuiască câmpul respectiv fără să trebuiască să refacem toată logica pe care am făcut-o înainte. Putem să ștergem anumite filtre, operație care e destul de comună în procesul de analiză a datelor. În noul release putem face mai multe sheet-uri, poate ce am început să analizăm datele. Și, de asemenea, nativ în Tableau sunt implementate statistici de utilizare a lui AskData. Și acum o să dau cuvântul colegului meu. Alex, acum ești prezentator. Ok. Mersi de intro. Bună ziua, toată lumea. Numele meu este Alexandru Sâncescu și eu o să vă arăt acum puțin din AskData. Ok. Așa cum ne-am obișnuit până acum, acesta este câmpul de început pentru AskData. Pentru cei care au fost la Tableau Cinema, aceasta este sursa de date pe care eu și cu Alex am făcut analiza noastră referitoare la filme și am ajuns la concluzia că trebuie să facem filme pentru copii, adică animații, de la horror. Ok. În această nouă versiune vreau să fac similar aceeași analiză. Vreau să mă uit la Box Office by Movie.
și încep analiza. Tabloul va face, sau state de fapt va face, un bar chart cu filmele mele sortate descrescător după box office. Vreau să continui și vreau să zic with rating of 7. Adică să aibă măcar 7 ca notă pe IMDb. Ok, și să ne uităm, de exemplu, pe Ramitan, released in 2015. Și mi-au rămas doar filmele din anul 2015. Acum, dacă vreau să mă uit și de punct de vedere al bugetului alocat pentru un anumit film, pot să zic Ad Budget. Asta. As bar. Și îmi vine lângă bugetul ca o bară și pot să mă uit la box office earnings și la bugetul pentru filmul respectiv. Dar vreau să fac invers, să mă uit la bugetul descrescător și pot să zic descending budget. Și mi-a sortat bugetul descrescător. Bun, am obținut aceste două, vreau să le combin într-un câmp calculat nou și atunci o să fac un câmp calculat nou în AskData și o să fac box office împărțit la budget. Și mi-a apărut aici o a treia măsură, care e practic un ratio, dacă mi-am depășit sau nu bugetul cu earning-urile, cu veniturile din box office. Totodată, vă rog să notați că tabloul automat a pus sum of box office divide de împărțit la sum of budget, fără să-i spun eu ce agregare doresc. Și acum am ies în evidență lucruri de genul Jurassic World, care și-a depășit foarte mult bugetul, sau Straight Outta Compton, la fel și-a depășit foarte mult bugetul. Asta e deja o anumită parte din analiză și pot crea un sheet nou. Dacă aș vrea să mă uit doar la bugetul și încasările pentru filme bune, filme cu încasări mari, pot să fac, de exemplu, budget and box office for high movies. Și tabloul automat îmi ține doar filmele peste o anumită limită de încasare, pare a fi undeva la 360.000 de milioane de dolari la box office. Deci deja mi-a filtrat datele în baza unui cuvânt, unui keyword, high box, high movies. Și o altă analiză utilă ar fi, de exemplu, dacă nu vreau să mă uit la sumă de box office sau sumă de budget, ci vreau să mă uit la un average. Acum putem să-i spunem average box office and average budget by year. Și pot vedea întreg Hollywood-ul cum s-a comportat din punct de vedere al bugetului mediu pentru un anumit film și al încasărilor medii pentru filme. Și vedem că, deși se alocă bugete similare, încasările sunt în scădere. Nu știu, poate Bollywood a început să ia din felia lui Hollywood. Iar apoi, din toată analiza de data, eu îmi fac sheet-uri, fac întrebări pe aceeași sursă de date și după aia, un admin de Tableau Server poate să folosească acest usage analytics de jos și intru într-un custom Tableau View care este legat la repozitoriul lui AskData, unde mă pot uita, de exemplu, pe ultimele 60 de zile, ca să prindem și încercările noastre în pregătirea evenimentului de cinema. Și mă pot uita la toate query-urile unor useri. Da, și sortând, văd că multă lume caută box office by movie, sau multă lume excluze SARPOS, sau multă lume face acest câmp calculat. Multă lume se uită pe ultimii 5 ani. Și deja pot să-mi dau seama de ce nevoi sau cerințe de raportare ar fi. Poate nu mi-am făcut aceste rapoarte sau nu le-am către useri pregătite. Totodată îmi pot da seama după încercările de aici și dacă a fost vreun rezultat adus sau nu a fost adus, dacă trebuie să schimb sinonimele câmpurilor. După cum știți, putem denumi, de exemplu, la movies, putem pune un sinonim films și atunci când vom scrie films, automat tablon va sugera câmpul de movies. Și mă pot folosi de acest view pentru a fie crea rapoarte noi, fie de a îmbunătăți sursa de date pentru AskData cu alte sinonime.
Mulțumim frumos, Alex. Mi se pare că aceste feature din Az Data o să-l facă și mai ușor de utilizat de către de către utilizatorii platformei Tableau. Secundă. Aș vrea să vă arăt un pic ce înseamnă noua experiență de content browsing din Tableau Server. Aici suntem în Tableau Online, este similar și în Tableau Server. După cum vedeți, este radical schimbată interfața. Avem în stânga un meniu care înainte nu apărea, era în partea de sus. La fel, acest meniu poate fi colapsat pentru a ne lăsa mai mult loc pe ecran și vedeți că și logo-ul este colapsat. În stânga am, în principiu, aceleași opțiuni din interfața veche. Ce a apărut nou este că am aici partea de favorites și recent dashboards. Ele sunt la fel disponibile aici, unde este placeholder-ul principal de lucru. Și aici am view-urile pe care eu mi le-am salvat la favorites și pot să navighez direct către ele. Da? De asemenea, favorites sunt accesibile direct de aici și pot să navighez direct la un alt view favorit fără a mă întoarce în pagina de home. Bun. Un feature de care am menționat un pic mai devreme și care mi se pare foarte, foarte important este custom views for viewers. Ce este un custom view? De exemplu, în momentul în care colegul meu Alex a publicat acest dashboard, el l-a lăsat selectat pe produsul I și pe doctor. Numai că pe mine nu mă interesează neapărat din poziția în care sunt, nu mă interesează neapărat acest produs și acest rol, ci mă interesează mai mult studenții și scorurile de MPS pe produsul E. Vreau să salvez acest lucru. De ce? Pentru că atunci când voi intra din nou pe acest view, eu voi vedea la fel ce a publicat Alex. În schimb, pe mine, cum spuneam, mă interesează mai mult produsul E și Students și nu aș vrea să fac asta de fiecare dată. Și atunci am posibilitatea de aici, de la butonul de view, să-mi salvez acest view da? Să-l fac default, astfel încât în momentul în care intru pe acest dashboard să nu-mi apară view-ul salvat de Alex, ci să-mi apară direct view-ul meu și pot să-l partajez cu alți colegi care sunt utilizatori de platformă și au acces la acest view. Da? După ce îl salvez, practic nu se întâmplă nimic, Tableau îmi spune că sunt pe view-ul meu și de aici pot să fac switch între view-ul original și view-ul pe care tocmai l-am salvat. Evident, pot să salvez mai multe astfel de view-uri și să le accesez în momentul în care am nevoie de datele din acest view. De ce este important? Pentru că, din punctul meu de vedere, este o componentă de reuzabilitate a lui Tableau. Eu pot să am un singur dashboard pe care să mi-l filtrez în funcție de nevoile fiecărui user și fiecare user să salveze combinația de filtre din același view pe care o consideră necesară pentru nevoile sale proprii și de asemenea să o și partajeze cu colegii din platformă. Ne bucurăm foarte mult că Tableau a deschis acest feature și către utilizatorii cu licență de viewer, care în mod statistic sunt reprezintă ca 85% din populația de utilizatori de Tableau dintr-o instanță de Tableau Server și vă încurajăm cu drag să folosiți această funcționalitate.
Revenind la partea de content browsing, aș vrea să menționez faptul că search-ul a fost făcut, a fost îmbunătățit să fie mult mai ușor. De exemplu, acum dacă eu caut cinema, îmi arată direct, deci e un autotype care pe măsură ce tastez îmi dă rezultatele căutării, respectiv am mai multe view-uri și mi le dă primele trei cele mai vizualizate. Ulterior îngrupează rezultatele căutării pe la nivel de workbook, dar la fel am și sursele. Da? Și după cum vedeți, am o sursă care se numește IMDB, dar a fost îmbogățită cu un tag de cinema. Și la fel lista de proiecte care corespund căutărilor. Da? La fel, dacă eu caut thank you, voi găsi direct view-ul, tablou cinema din workbook-ul thank you. Deci este o căutare inteligentă, am căutat după thank. Mi-a găsit un workbook care se numește, care are thank you în nume, dar îmi dă și un link direct către view-ul care mă interesează. Și pot să navighez direct la el printr-un singur click. Așa. În principiu, acestea sunt funcționalitățile din Tableau Server 2019-2 pe care aș vrea să le arăt. Mai sunt încă două lucruri de care aș vrea să menționez. Și anume, după cum vedeți în prima parte a paginii de home, am link-uri directe către anumite funcționalități, cum ar fi Create Workbook, este principiul pentru un utilizator cu drepturi de Explorer sau Creator, sunt cea mai folosită funcționalitate. Userul meu pe acest site are drepturi de site admin, deci am link direct către partea de management de proiecte și management de users. Și pentru toți userii sunt disponibile linkurile de download Tableau Desktop și download pe Prebuilder. Și ultimul feature din Tableau Server pe care aș vrea să-l prezint astăzi, este partea de default start page. Până la acest release, default start page se putea configura doar pentru userul logat sau pentru toți userii dintr-un server, indiferent de câte site-uri sunt definite. Astăzi, începând cu versiunea 2019.2, putem customiza ca o anumită pagină, de obicei se implementează un landing page customizat, se poate seta ca start page fie pentru userul logat, fie userii din site-ul curent sau pentru toți userii din întregul server, indiferent de site. Cum spuneam, în general se folosesc landing page-uri customizate în care fiecare companie își implementează propria logică pentru landing page. Acestea fiind spuse, aș vrea să închei cu faptul că la aceste versiuni Tableau a lucrat foarte mult astfel încât să ușureze experiența de upgrade a serverului și, practic, în momentul de față, upgrade-ul merge aproape unattended, durează undeva între jumătate de oră și poate. Din experiența mea, a mers fără probleme. Bun, și acum o să-i dau cuvântul lui Alex ca să ne prezinte funcționalitățile de 2019-2 introduse pe partea de Tableau Desktop. Ok, mersi, Alex. Cu plăcere, Alex. Ok. Bun, noi am pregătit aici mai toate lucrurile care le considerăm importante și utile și ne îmbunătățesc viața în 2019. Am făcut mai multe dashboard-uri în care le identificăm.
Nu știu, cred că am o problemă cu net acum. O să fac din desktop ca să mai pierdem timpul până își face loc. Ok. Asta este un celebru view, similar cu cel din Superstore, cel din Starter-ul lui Tableau. Dacă deschideți vreodată acel Superstore din Starter, e ceva similar cu ce vedeți aici. Diferența e că nu e pe negru și că în partea asta sunt niște filtre, care nu mai sunt și totuși încă sunt. În 2019-2 avem butoanele de ascund de containere și practic pot să recâștig spațiu pe dashboard și pot să-mi țin filtrele ascunse, să le aplic și apoi să le ascund. Și eu câștig spațiu pentru a se vedea mai bine harta sau a se vedea mai bine acest bar chart sau să nu mai împing mai jos design-ul cu banurile, să nu le împing mai jos și să fie sus lângă titlu. Dacă doresc, în schimb, să știu ce am selectat, pot introduce valorile selectate undeva în titlu ca să știu profitability overview for order priority, critical high and low. Astfel, permițând și atunci când printăm, să știm ce anume avem selectat la filtre, pentru că acestea nu vor fi vizibile la print dacă dăm export către PDF, PPT sau IMG. Asta este un feature. Ați o posibilitate de a ascunde filtre și de a recâștiga spațiu în dashboard. Un alt feature, foarte important, este partea de spatial analytics. Până acum, când vrem să facem puncte pe o hartă dintr-un custom dintr-un spatial file, trebuia să avem acel spatial file, să-l conectăm, să facem join cu el. Acum, dacă avem latitudine, longitudine, putem să facem make point și obținem, de exemplu, cum am făcut eu, punctele acestea. Și între un origin și destination putem face make line și obținem linia dintr-un punct, dintre două puncte. Ce am făcut aici? Am luat cursele aeriene din toată lumea și am făcut legăturile dintre toate aeroporturile lumii. Practic aici, la fel, avem un show care ascunde filtrele și ne uităm la toate liniile aeriene care pleacă din Adiquanta. Dacă vreau să mă uit pe anumită companie aeriană, de exemplu, nu știu, Carpater. Ok, Carpater n-a fost mai bună alegere. Putem să ne uităm pe Lufthansa. Da, vedem că Lufthansa are doar două curse din Otopeni, una către Munich, una către Frankfurt. Dacă dăm click, vedem și aeroportul. La fel, putem să schimbăm aeroportul, să ne uităm pe aeroportul din Dublin și să selectăm toate cursele. Și aici vedem și cursele către America din Dublin. Și vedeți că nu face o linie dreaptă, ci face genul acela de linie spațială cu, cu un mic curvature. Tot în versiunea aceasta, Tableau a schimbat stilul de redare al hărților și a mers pe ideea de a face vector maps. Aici este un exemplu în care folosim vector maps. Vector maps ne aduc informații de genul monumente culturale, istorice, parcuri, șosele, adrese, restaurante, magazine, în analiza noastră. Aici este orașul Florența, pe care eu chiar l-am vizitat acum un an, doi. Și aici sunt locațiile de Airbnb și vedeți, roșu înseamnă că sunt foarte multe locații și totodată un preț relativ mare pentru chiria pe Airbnb. Înainte să avem vector maps, am fi văzut aceste puncte și n-am fi înțeles deloc contextul lor. Dar acum, dând zoom, putem înțelege că punctele astea calde se datorează faptului că sunt fix în centrul orașului, unde este mare stație de tren din Firenze, din care poți pleca către Pisa, către Siena. Este lângă Catedrala din Firenze, din Florența, este lângă Primăria din Florența, este lângă Santa Maria Novella. Putem vedea astfel obiective turistice și putem înțelege de ce prețul este așa mare pentru aceste puncte. Un alt lucru, de exemplu, interesant este zona aceasta, iarăși caldă. Și iarăși înțelegem de ce, pentru că este foarte, foarte aproape de, în opinia mea, al doilea
monument important din Veneția după catedrală, și anume Palazzo Pitti, împreună cu faimoasele grădini Boboli. Și astfel putem da un context analizei noastre geospațiale. Și acum, intrând în parameter actions, ce putem face cu parameter actions? Păi, putem ajuta un user să aibă mai mult nivel de, un mai mare nivel de interactivitate. Și aici sunt mai multe use case-uri, printre care dacă am un scatter plot, pot să dau click și acel bulina pe care dau click se va expanda ca să-mi arate la cine mă uit și pe cine mă focusez. La fel pot selecta Utah sau Vermont ca să văd exact unde este în relație cu celălalt. Tot cu parameter actions, putem avea această facilitate de a ne plimba pe o serie de timp, de exemplu, și să ne uităm la ce l-a realizat până în acea dată. Vedeți sus, se schimbă acel counter versus celelalte date. La fel, putem aduce interactivitate prin butoane, de genul eu mă uit la săptămână, dar mă pot uita la zi, la lună, la quarter. Nu mai e nevoie să avem un drop-down, ci putem avea mult mai clar un loc în care selectăm ceva și nu avem acel drop-down clasic de parametru. La fel, dacă v-ați uitat la ultimul skill build, putem și să ascundem lucruri dintr-o singură vizualizare. Aici, de exemplu, ne uităm la vânzările pe state și pe orașe în US și avem o selecție, city sau state. Dacă selectăm state, ne uităm doar la nivel de stat. Dacă uităm la city, vin și orașele în discuție ca să înțelegem vânzările și pe orașe. Acesta e un exemplu care mi-e place foarte mult. Imaginați-vă un portofoliu în care vă uitați la mai multe elemente din portofoliul dumneavoastră în timp și vă interesează un anumit punct de maxim al portofoliu și vreți să dați click pe el. Și atunci, dând click, voi setați acea valoare și vă uitați cum stau toate celelalte portofolii relativ la acea selecție, față de acea selecție. Și mi-e foarte ușor să văd, de exemplu, că ok, furniture stă mai bine ca office supplies la față de valoare de $11,000. Are zonă mult mai multă albastră în timp față de office supplies, furniture. Un alt exemplu, tot cu click și selecție, este la a urmări stocks. Aici sunt niște date legate de stocul a trei companii și arată diferența față de o anumită selecție. În cazul ăsta este 5 noiembrie. Dacă eu vreau să mă uit față de 16 iunie, pot să selectez 16, nu mai trebuie să selectez drop-down și eventual să selectez o dată care nu există în datele mele și să nu mi-arate nimic. Și evit această situație. Și mi se tot recalculează. Astfel pot să observ, de exemplu, pe SourceFire, că față de 16 iunie a tot fost în scădere până la un anumit punct pentru lunii februarie 2009, când a început să o ia în sus. Totodată, aici vedem și că tooltip-ul arată doar data. Dacă ați folosit reference line. Dacă ați folosit reference line în tablou, știți că tooltip-ul reference line conține o expresie de genul min de reference line 2.16 iunie 2009. Acum putem afișa asta. Deci, Alex, practic, acum când selectez punctul, odată că se schimbă data de referință, ceea ce am făcut în trecut prin un parametru de tip listă, dar de asemenea am văzut că ai mișcat și linia de referință orizontală, astfel încât să avem tot timpul indicația vizuală a nivelului stocurilor la punctul pe care l-am selectat, nu? Corect. Corect, Alex. La fel, dacă ați urmărit skill-urile noastre, la un moment dat un coleg de-al nostru v-a arătat cum să schimbați graficul folosind parametri, evident, printr-o selecție. Este mult mai ușor de înțeles pentru un user că schimbă pe un bar chart sau pe un area chart sau pe un scatter plot niște imagini decât dintr-un drop-down. Și parcă l-a atrage mai mult să dea click aici decât să selecteze dintr-un drop-down.
Cred că la fel pentru user este mai util să fie arătate tipurile de grafice în acest mod, pentru că altfel va ști că poate să selecteze un alt grafic în vizualizare. Până acum, acest lucru se putea face printr-un drop-down, o listă de rulantă, și nu tot timpul era intuitiv pentru utilizatori. Acum putem aduce un nivel crescut de interactivitate al utilizatorilor cu dashboard-ul și mai mult eliminăm câteva întrebări suplimentare de la user care s-ar putea să primească un scatterplot, dar de fapt ei ar vrea un area. Ajungem la ultimul exemplu pentru parameter actions. Din nou, și asta este un preferat al meu. Imaginați-vă la fel un portofoliu unde aveți mai mulți clienți și vreți să vedeți cum stă un anumit client față de celălalt. Și, de exemplu, îmi pot selecta copiers și apoi pot să văd care e diferența lui accessories, machines, binders, etc. față de copiers. Și pot vedea și pe negativ. Genul ăsta de analiză se poate face foarte ușor cu parameter actions. Totodată, logica acestui dashboard este de a arăta valorile mari sus și valorile mici jos. Astfel, sortul este dezablat. Nu mai pot controla sortul sales, nici sortul dimensiunii de subcategorie. Astfel, forțez userul să se uite fix la ce vreau eu. Alex, și practic o astfel de analiză este pentru a putea identifica care sunt variațiile celorlalte dimensiuni față de dimensiunea selectată. Adică, de exemplu, dacă eu selectez binders și mă uit pe binders, o secundă. Așa, când eu selectez binders, atunci tabloul va calcula diferența în plus care apare la categoriile cu vânzări mai mari, dar și diferența în minus față de binders a categoriilor care au vânzări mai mici. Și mi se pare că este un feature foarte, foarte folositor în astfel de analize comparative. Evident, se poate aplica și la alte dimensiuni, cum ar fi regiuni de vânzări sau sucursale și așa mai departe. Ok, thank you for that info. Și în ultimul rând, a menționat Alex în feature-ul de la desktop, încă un lucru care pentru designeri este mânăcerească, în opinia mea, swap sheet. Acesta e view-ul default când deschideți sample-ul de la tablou cu Superstore. Și, de exemplu, dacă eu vreau să înlocuiesc acest sheet, monthly sales by product category, cu altceva, de exemplu, cu acest what if forecast, ar fi trebuit ori să scot sheet-ul și apoi să-mi înlocuiesc pe what if forecast, scuze, pe forecast, nu pe what if forecast. După aceea trebuie să mă asigur că nu vin legende, de fericire n-au venit, ba da, a venit ceva aici, ok. Ce era ok, am făcut asta, dar pot mai simplu de atâta să fac acum. Sunt în acest scenariu în care vreau să înlocuiesc, mă duc pe forecast și am aici un mic buton de swap and that's it. Nu mă mai chinui să scot, să aduc în container, să mă chinui să-l poziționez, doar fac swap-ul. Și ia loc atât în container sau în zona dashboard-ul în care era vechea vizualizare. Aici o să vedem, dacă ne ajută Alex să intrăm la layout, să vedem care este structura dashboard-ului. Practic, pentru cine nu este familiarizat într-un dashboard care este tiled, atunci se folosesc containere și atunci noi când punem un sheet într-un dashboard, ar trebui să-l punem într-un anumit container și până acum era destul de dificil, mai ales în dashboard-uri mai complicate decât acesta, cu mai multe containere, să poziționăm corect noul sheet, fie printr-un drag and drop foarte atent,
Fie prin metoda pe care eu personal o foloseam, și anume să adaug în acest dashboard al treilea sheet cum ar veni și să șterg pe cel pe care vreau să-l scot. Lucru care era destul de consumator de timp. Acum, cu un singur buton, pot face acest lucru și noul sheet păstrează toate setările sheet-ului original. Bun. Acestea sunt features pe care vrem să vi le arătăm. Vă reamintim că versiunea 2019.2 este disponibilă pentru toți clienții activi ai lui Tableau. De asemenea, este disponibilă și pentru toți clienții noi ai lui Tableau. Și dacă printre noastre sunt persoane care încă nu sunt clienți Tableau, vă invităm pe site-ul nostru, pe btprovider.com, să descărcați o versiune de trial și de asemenea să ne contactați pentru a putea discuta pe tema aceasta. De asemenea, suntem mai mult decât bucuroși să vă ajutăm în ceea ce privește sfaturi legate de upgrade-ul la 2019.2. Bun. Și acestea fiind spuse, vă mulțumim foarte mult pentru prezență și atenție. Mulțumesc, Alex, pentru exemplele pe care le-ai creat pentru acest webinar. În câteva zile o să publicăm și înregistrarea acestei sesiuni și vă invităm cu drag să o vizualizați și să ne spuneți părerile voastre. Mulțumim frumos și o zi bună în continuare!